Azer Alakverdiev învață o meserie, dar deja este capabil să îndrume și pe alții, pe practicanta Emily, de exemplu. Azer a plecat din Ucraina acum mai bine de 4 ani. A simțit că va fi război în țară. Azil în Germania nu a primit, ba chiar trebuia să fie expulsat. În cei 4 ani de ședere în Republica Federală a fost doar tolerat. Nu pot să dorm liniștit din cauza riscului de a fi trimis înapoi. Bagajele stau făcute, ești pregătit și nu știi când vine poliția să te ia. Cu toate că nu era clar cât timp va rămâne în Germania, Azer a început ucenicia într-un birou de inginerie pentru energie și tehnologia clădirilor. Viitoarea meserie, planificator specializat pe sisteme tehnice. O luptă epuizantă cu birocrația pentru firmă, dar tot pentru aceeași firmă a fost și managerească. Ani de zile am căutat o persoană potrivită. Acum suntem foarte recunoscători. Din cauza lipsei de personal calificat în Germania, timp de ani de zile nu am găsit un candidat eligibil. De acum încolo va fi mai simplu, plănuiește guvernul de la Berlin. Imigranților tolerați în Germania li se acordă un an de zile în care au șansa de a demonstra că sunt capabili să se întrețină singuri și că s-au integrat. Noua decizie îi vizează însă doar pe străinii aflați în Germania de cel puțin 5 ani de zile. Ucenicul nostru trăiește în Germania de 4 ani și 3 luni, deci nu intră la această categorie. Și mi se pare nedrept, fiindcă a frecventat toate cursurile de limbă, a obținut diploma de nivel B2, și-a luat carnet de conducere, a făcut testul pentru încetățenire și este membru activ al unei asociații sportive. Totuși, oameni ca Oliver Rogmans consideră bune planurile guvernului. Oliver îi consiliază pe solicitanții de azil și salută orice decizie menită să le ușureze situația acestor oameni, chiar dacă celor ca Azer nu le aduce mare lucru. Această oportunitate, șansa de a rămâne, este interesantă pentru cei care încă nu au un permis de muncă, adică străinii care nu au putut să se dezvolte profesional până acum. Pentru perseverența lor primesc șansa de a pune piciorul pe piața muncii. În cazul lui Azer, nu o lege, ci războiul din Ucraina îi dă siguranța că nu va fi expulzat și că are o perspectivă în Germania. Îmi place ucenicia, învăț cu plăcere. În viitor doresc să lucrez în acest domeniu, în această firmă.